Au trecut mai bine de 20 de ore de când Maramureșul a fost lovit de o furtună puternică și avem peste 10 localități parțial fără alimentare cu energie electrică. Totul din cauza copacilor prăbușiți peste liniile de alimentare cu energie electrică și a cablurilor rupte. Cel mai grav este la Firiza. Acolo un brad uriaș care a fost rupt din pădure și a dus prin aer aproximativ 100 de metri până pe linia de 20 kV nu a fost încă îndepărtat. Echipele de intervenție din teren au fost suplimentate de cei de la Electrica și au lucrat intens și astăzi pentru remedierea avariilor. În urma fenomenelor meteo extreme înregistrate pe raza județului Maramureș în ziua de 25 spre 26 iulie 2023, au fost afectate 16 localități care au rămas fără curent electric. Oamenii au povestit speriați cum furtuna a distrus tot ce a prins în cale. O intrat, o rupt nucul, o plecat mai departe, ne-o dezvălit casa, ne-o rupt acolo mai mulți pomi, foarte mare furtună. Ca un fuior sau cum a venit? Cam așa. Foarte mare ciocână, deci a fost negru tot și nu am auzit că umbrela de la masă de acolo, tot a rupt-o. Tot a fost în cale. Eu am văzut flacăra aia acolo, că eram în casă acolo la mine și de la mine se vede la inginerul celălalt tot. Și am văzut o flacără albastră dintr-o dată și după aceea foc. Și focul s-a dus așa, așa, de acolo, a venit aici. Eram în casă. Eram în casă ca minte de la bătrâne care grijesc de Domnule, n-am văzut în viața mea așa ceva. E că mama m-a făcut, am 73 de ani. S-a trecut flacăra aici. Eu stau la comodii, dar nu se vede de casă. Nu se vede de casă. O lua copacul și l-a aruncat aici, a văzut? Când am văzut flacăra, n-am văzut capul. Apoi după ce am ieșit și s-a oprit. Am ieșit și am văzut eu copacul acolo pe sfire. În cartierul Ferneziu, furtuna violentă care s-a abătut asupra municipiului Baia Mare a dus la ruperea unei salci uriașe. Crengile acestea au căzut peste rețeaua de furnizare a energiei electrice, iar firele au fost rupte și au căzut pe șosea. A ieșit curentul flăcări, doamna vecină s-a dus să-și închidă porțile și a curentat-o. Da, doamna. Și-o a picat firele pe gard? Nu știu cum au căzut, că ei au vrut să-și închidă porțile și-o curentat-o. Vecina noastră, dar de la grav. 5. Păi se speria că nici nu mai pus mâna pe mine, că nu a rămas acolo. Da. Și cine o planta și a cui nu, trebuie să și curățăm, nu? În total au fost afectați aproape 3600 de consumatori care au suferit avarii la rețeaua de electricitate, după cum urmează: conductor rupt pe racord, linie electrică aeriană ruptă, copac de racord rupt și izolator sparți. Unele avarii au fost remediate deja și, de asemenea, echipele de intervenție lucrează pentru remedierea problemelor unde mai este cazul. La ora închiderii grupajului de știri, echipele de la Electrica se aflau încă pe teren, iar potrivit datelor prefecturii Maramureș s-au remediat problemele din Boiu Mare, Lăpuș, Băiuț și Coroieni.